Propagandiștii ruși trec la o nouă etapă în justificarea ororilor războiului pornit de Putin împotriva Ucrainei. Aceștia afirmă că așa zisa denazificarea Ucrainei, pedalată de Kremlin, nu poate să se producă fără de ucrainizarea țării vecine. Ucrainenii ar urma să fie forțați să renunțe la identitatea națională prin intermediul terorii instituite de trupele de ocupație, a represiunilor în masă, a întemnițărilor și executării tuturor celor care se identifică ucraineni. Astfel de texte sunt publicate de presa de stat de la Moscova, precum agenția RIA Novosti. Pe site-ul agenției citate controlată de guvernul de la Moscova a apărut un articol semnat de Timofei Sergeițev, prezentat drept scriitor și filosof rus. Articolul este intitulat sugestiv: Ce trebuie să facă Rusia cu Ucraina? Într-un eseu de câteva pagini se impune ideea că ucrainenii trebuie să fie distruși, la fel și statalitatea Ucrainei. Perioada denazificării nu poate fi în niciun caz mai mică de o generație, care trebuie să se nască, să crească și să ajungă la maturitate în condițiile denazificării. Numele Ucraina se pare că nu poate fi păstrat ca titlu al vreunei entități statale complet denazificate. Denazificarea va fi inevitabil și o deucrainizare, o respingere a creșterii artificiale a componentei etnice de autoidentificare a populației din teritoriile istorice ale Molorosiei și Novorosiei, care a fost tolerată de autoritățile sovietice. Propagandistul rus spune în continuare că, spre deosebire de Georgia și țările baltice, Ucraina nu poate fi lăsată să funcționeze ca un stat național, iar populația care, potrivit lui, a susținut un regim nazist, trebuie să treacă prin toate greutățile războiului pentru a-și recupera vina față de Rusia. Operațiunea de denazificare a Ucrainei, care a început cu o fază militară, va urma aceeași logică a etapelor în timp de pace. În acest caz, etapele inițiale necesare pentru denazificare pot fi definite după cum urmează: lichidarea formațiunilor armate naziste, ceea ce înseamnă orice formațiuni militare ale Ucrainei, inclusiv forțele armate ucrainene, precum și a infrastructurii militare, informaționale și educaționale, care le asigură activitatea, lustrația complicilor regimului nazist și implicarea acestora în muncă forțată pentru refacerea infrastructurii distruse ca pedeapsă pentru activitățile naziste. Se referă la cei care nu vor fi supuși pedepsei cu moartea sau închisorii. Autorul articolului de propagandă mai spune că 5 regiuni din vestul Ucrainei ar putea fi lăsate să existe ca un stat independent ucrainean, dar și acolo neutralitatea militară ar trebui impusă cu forța prin intermediul unei prezențe militare ruse. Potrivit lui, acea bucată din Ucraina ar trebui să fie oprită nu doar de la intențiile de aderare la NATO, dar și de la orice aspirații de integrare europeană. De notat că același publicist rus a scris anul trecut că orice stat care s-a desprins de fosta URSS nu este altceva decât o republică formal independentă.